Salutare, dragi prieteni, vă zic bine ați venit la Erudit Cafe. Începem astăzi un sezon special, sezonul care are loc aici, la tabăra de vară de jocuri intelectuale. Tabăra este organizată a 15-lea an de Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale, susținut de Ministerul Educației, și este o tabără specială, zic eu, o tabără care încearcă să adune și să conecteze tineri pasionați de joc intelectual de pe ambele maluri ale Prutului. Avem 3 emisiuni din acest sezon special, 32 de participanți, 8 echipe, câte 4 jucători, așa că haideți să începem prima emisiune de calificare din acest sezon special. Vor juca echipele Puerto Lulu și Echilibru. Echipa Echilibru la masa portocalie în componența Anastasia Popa, Gheorghe Tataru, Daniela Tăriuță și capitanul echipei Mădălina Rusnac. Iar la masa albă invităm echipa Puerto Lulu în componența Laurențiu Scobioală, Maria Vârlan, Laurențiu Bodlev și capitanul echipei Dorin Hotinean. Iată, ăștia sunt primii 8 tineri pe care îi descoperim de la tabăra de vară de jocuri intelectuale. O să îi rog să ne povestească ei despre ce reprezintă tabăra asta. Am fost și eu participant aici, știu ce înseamnă tabăra, dar pentru ei experiența este proaspătă acum. Așadar, haideți să începem cu echipa de la masa portocalii, echipa Echilibru, capitanul echipei Mădălina Rusnac. Vorbește-ne puțin, te rog frumos, despre ce înseamnă tabăra de vară de jocuri intelectuale pentru tine, dar în același timp aș vrea mai întâi să le dai microfonul fiecărui membru ca să se prezinte. De unde sunteți? De la ce liceu? Din ce raion? Sunt din Chișinău, de la Liceul Orizont, și particip pentru prima dată la această tabără. Sunt Daniela, tot de la Liceul Orizont, din Chișinău. Pentru prima dată particip, sper să mai vin și în anii viitori, ori ca voluntar, ori ca participant. Eu sunt Gheorghe, sunt student la Oradea, în România. Și mă bucur că am venit la tabăra de vară de jocuri intelectuale 2022. Ce studiezi, Gheorghe? Inginerie energetică. Inginerie energetică. Mă numesc Anastasia și sunt elevă la Spiru Haret. Anul acesta este a doua oară când vin la tabăra de jocuri intelectuale, pentru că prima oară mi-a plăcut destul de mult și am vrut să repet această experiență. Sunt de acord cu tot ce au zis cei de la masa portocalie. Acum haideți să facem cunoștință și cu echipa de la masa albă, echipa Puerto Lulu. O să înceapă Dorin Hotinean, capitanul echipei. Dorin, prezintă-te, spune-ne de unde Saltare. Ești. Salutare! Capitanul echipei Puerto Lulu aici, Hotineanu Dorin. Eu trec în clasa 12, învăț în liceul teoretic Pro Succes și la fel sunt în prima ediție la această tabără minunată. Mă numesc Laurențiu, învăț în Marea Britanie, în Londra, la Universitatea Luxor School of Science and Technology. Am 15 ani și mă bucur foarte tare că am fost acceptat să vin la această tabără și să joc aceste jocuri minunate, intelectuale. Eu mă numesc Bodlev Laurențiu, am 15 ani și sunt din Cahul. Sunt fericit că am ocazia să particip a doua oară la TVJI 2022 și în special la Erudit Cafe. Dar de ce ai decis să mai vii o dată la TVJI? Pentru că am experimentat niște senzații foarte plăcute. Eu mă numesc Maria Vârlan, sunt elevă în clasa 12 la Liceul Teoretic Republican Aristotel. Acesta este primul an în care particip la tabăra de vară de jocuri intelectuale și până acum pot spune că este o experiență inedită la care aș propune oricărui tânăr interesat să se dezvolte, să participe. Ascultați pe Maria Vârlan, dacă aveți între 15 și 20 de ani, atunci la anul trebuie să urmăriți când vor avea loc înscrierile la tabăra de vară de jocuri intelectuale și, bineînțeles, să veniți aici în satul Ordoaia, la Călăraș, unde se întâmplă minuni, timp de o săptămână, un program super încărcat, cu activități intelectuale și după care, cred eu, că vi se schimbă puțin traiectoria vieții. Cel puțin așa s-a întâmplat în cazul meu. Bine, haideți să începem prima emisiune din sezonul special Tabăra de vară de jocuri intelectuale. Vom juca 8 întrebări cu aceste două echipe. Fiecare întrebare răspunsă corect este remunerată cu un punct. Regulile sunt simple: în cazul în care o echipă pierde, ea are dreptul să răspundă fără indicii și să primească un punct până ajunge din spate echipa câștigătoare. Așadar, prima întrebare, atenție! Personajul lui Gianni Rodari, pentru a-i verifica cunoștințele în matematică, l-a întrebat: cât va fi 2 ori 2? A primit un răspuns de 2 ori mai mic decât cel corect. Vreau să-mi spuneți, cine sau ce a efectuat greșit un calcul atât de simplu? Primul indiciu pentru ambele echipe: în Islanda, el este numit gnom al vorbirii. Gnom, știți ce e ăla, spiritul care trăiește în interiorul pământului. Deci cine este numit un gnom al vorbirii?
și ultimul indiciu pentru ambele echipe. Un proverb spune: nu te certa cu el, pentru că el va avea întotdeauna ultimul cuvânt. Și când a întrebat cât va fi 2 ori 2, el a spus... Hai să vedem, Dorin. Maria? Maria Vârlan. Da. Răspunsul este ecoul? Ecoul este răspunsul corect. Felicitări, Maria Vârlan, deschide scorul 1-0 pentru echipa de la Masa Albă. Întrebarea următoare, atenție. Un scriitor le numea prima întâlnire a omului cu minciunile lumii. Despre ce obiecte este vorba? Primul indiciu pentru ambele echipe. O companie taiwaneză a început recent să incorporeze termometre în aceste obiecte. Despre ce obiecte este vorba? Minciunile lumii. Printre primele minciunile lumii. Și ultimul indiciu. Ele sunt folosite în principal pentru a adormi bebelușii sau pentru a le întrerupe plânsul. A apăsat pe buton echipa de la Masa Portocalie. Mădălina, cine va răspunde? Colega mea, Daniela. Daniela. Ne gândeam la jucăriile de pluș. Jucăriile de pluș care au incorporate termometre. Nu este răspunsul corect, dar ești pe calea cea bună. Acum are dreptul să răspundă doar echipa Puerto Lulu de la Masa Albă pentru a întrerupe plânsul bebelușilor sau a-i adormi. O minciună. 3, 2, 1, reușește, Dorin, să răspunde. Dorin, te rog frumos, ia microfonul. Voi răspunde eu, răspunsul este biberon. Dar Suzeta este răspunsul corect, biberonul este răspunsul pe care l-așteptam. Încă un punct pentru Puerto Lulu. Următoarea întrebare, întrebarea numărul 3. Romanii îl numeau și elementaria, pentru că mijlocul este la fel de important ca și începutul lui. Ce este el? Cum îl numim noi? Primul indiciu pentru ambele echipe. Polițiștii americani îi roagă uneori pe suspecții care ar fi băut la volan să îl spună în ordine inversă. A apăsat echipa de la Masa Portocalie. Mădălina, cine va răspunde? Considerăm că este semaforul. Să spună semaforul în ordine inversă. Nu este răspunsul corect. Al doilea indiciu doar pentru cei de la Puerto Lulu. Hai să așteptăm. Primul folosit pe larg a fost inventat de fenicieni și avea 22 de elemente. Apas pe buton, Dorin. Dorin, cine va răspunde? Ok, voi răspunde eu. Deci noi considerăm că răspunsul corect este alfabetul. Alfabetul. De ce crezi că romanii îl numeau elementaria? Deoarece este un lucru elementar, pe el se bazează comunicarea între oameni. Și asta ar fi un argument, dar probabil ordinea este inversă. Îl numeau elementaria pentru că așa, astea sunt literele de mijloc ale alfabetului, LMN, LMN, elementaria. Deci alfabetul este răspunsul corect, da. Alfabetul vine de la alfa, beta, începutul alfabetului grec, dar romanii îl numeau elementaria de la literele din mijlocul alfabetului, de la LMN. Și polițiștii uneori îi roagă pe suspecții care ar fi băut să spună alfabetul de la coadă la început. Felicitări, 3-0 pentru echipa Puerto Lulu, jocul continuă, urmează întrebarea numărul 4. El a pus bazele mai multor publicații, printre care și revista Din Moldova, în care, pe lângă istorie, a publicat și poezii lirice, fabule, nuvele, piese de teatru scrise de el. Printre cele mai cunoscute piese pe care le-a scris se numără și Răzvan și Vidra. Vă rog să-mi spuneți cine este el. Apasă pe butonul Mădălina. Mădălina, cine va răspunde? Vă răspunde eu. Consider că răspunsul corect este Bogdan Petrișcu HD. Cum... Pentru că anume el a scris opera Răzvan și Vidra. Răzvan și Vidra este într-adevăr piesa de teatru semnată de Bogdan Petriceicu HD. Felicitări, Mădălina! Bogdan Petriceicu HD este personalitatea una dintre cele mai luminate minți ale întregului neam românesc. Și da, el este și autorul piesei de teatru Răzvan și Vidra. Urmează întrebarea numărul 5. Scorul deocamdată este 3-1 pentru echipa de la Masa Albă, echipa Puerto Lulu. Așadar, întrebarea numărul 5. Există o legendă, precum că Roma antică a ajuns la faliment din cauza acestei materii de origine animală. Despre ce material sau materie este vorba? Ce a falimentat Roma antică? Primul indiciu pentru ambele echipe. Se spune că anume ea a cauzat un val mare de furturi, de mituiri și chiar de omoruri în Roma antică.
un material, o materie de origine animală. Despre ce este vorba? Dorin, cine va răspunde? Voi răspunde eu. Noi presupunem că răspunsul este pielea. 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 Pielea nu este răspunsul. Astfel, timpul continuă doar pentru cei de la masa portocalie, fără indiciu chiar, dacă era doar pentru ei. Mădălina, cine va răspunde? Vă răspunde Anastasia. Consider că răspunsul este blană. Blana. Nici blana nu este răspunsul corect, așa de data asta indiciul trece din nou din partea echipei de la masa albă. Ea era foarte scumpă, căci era adusă tocmai din China. În cinstea ei a fost numit și o vestită cale comercială care unea China de Roma antică. Apasă pe buton, Dorin Hotinean, cine va răspunde? Voi răspunde eu, evident este Mătasea, calea de Mătasea. Drumul Mătăsei, într-adevăr. Mătasea este răspunsul corect. Se zice că atunci când a apărut Mătasea în Roma antică, au apărut și un mare val de furturi, de mituiri, de omoruri și unii zic că din cauza Mătăsei, Roma antică a început să se prăbușească. Scorul este astfel 4-1 în favoarea echipei de la masa albă. Mai avem încă 3 întrebări din pachetul de bază. Atenție, urmează următoarea întrebare. Anume, în această regiune se găsește cea mai nordică pădure tropicală din lume. Se numește pădurea Letea. Despre ce este vorba? Unde anume? În ce regiune? Primul indiciu pentru ambele echipe. Aici locuiesc peste 320 de specii de păsări, 45 de specii de pești de apă dulce, foarte multe dintre ele fiind unice în lume. Adevărată rezervație naturală. Și atenție foarte mare la ultimul indiciu. Populația acestei regiuni este de aproximativ 15.000 de locuitori, dintre care 10% sunt lipoveni. Vă mai dau un indiciu, al treilea indiciu. E format din două cuvinte și ambele încep cu aceeași literă. În sfârșit, să vedem. Credem că este Delta Dunării. În sfârșit, Delta Dunării este răspunsul corect. Delta Dunării, cea mai mare delta europeană și una dintre cele mai importante rezervații naturale din lume, cu foarte multe specii de păsări, de pești unice în lume. Întrebarea numărul 7, scorul 5-1. Acest simbol al vieții eterne în creștinism este și numele unei constelații din emisfera sudică a cerului, care conține 79 de stele ce pot fi văzute cu ochiul liber. Despre ce simbol al vieții eterne este vorba? Primul indiciu pentru ambele echipe. El este un animal ce populează unele ținuturi din India, Pakistan, Sri Lanka. Trăiesc în cârduri mari de obicei. Despre ce simbol al vieții eterne este vorba? Un animal. Să vedem, Dorin, și de data asta. Răspuns și de data asta voi răspunde eu. Noi considerăm că este elefantul. Elefantul. O constelație care s-ar numi elefant și ar avea 79 de stele. N-aș putea explica răspunsul ăsta, deci nu este răspuns corect. Timpul continuă doar pentru echipa Echilibru și indiciul 2 tot doar pentru ei. Este o pasăre mare, cu penajul masculului strălucitor, albastru verzui, coada foarte lungă. Anastasia Popa vrea să răspundă, o văd aici. Consider că răspunsul este păun. Păunul este răspunsul corect. Și păunul este și numele unei constelații cu foarte multe stele, 79 de stele. Felicitări, 5-2. Întrebarea numărul 8. Astfel este ultima întrebare din setul de bază, dar reamintesc, ca să se mențină în joc, echipa de la masa portocalie trebuie să ofere răspunsuri corecte fără indicii. Deci nu mai aveți dreptul la indicii acum. Răspundeți de la informația de bază. Așadar, întrebarea numărul 8, ultima sau nu, depinde de echipa Echilibru. E unul care cântă mai dulce decât mine, cu atât mai bine țării și lui cu atât mai bine. Iată strofa de o mare noblețe sufletească cu care el recunoaște meritele literare ale lui Eminescu. Dar cine este el? Astfel, el recunoaște meritele literare ale lui Eminescu. Reamintesc, e ultima șansă pentru echipa de la masa portocalie. 3, 2, 1... Apasă echipa de la masa albă, să vedem Puerto Lulu. Dorin, cine răspunde? Da, am apăsat noi butonul, va răspunde de data asta Laurențiu. Laurențiu Bodlev? Noi credem că răspunsul este Grigore Vieru. Grigore Vieru? Nu, nu este răspunsul corect.
Primul indiciu doar pentru echipa de la Masa Portocalie. Lui îi se mai spune bardul de la Mircești. Mădălina, cine va răspunde? Daniela. Considerăm că răspunsul este Vasile Alexandrii. Vasile Alexandrii. Vasile Alexandrii este răspunsul corect, este răspunsul care încununează prestația voastră aici la Erudit Cafe. Vă mulțumim foarte mult pentru participare, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru că urmează să vină alți participanți la TVJI aici la mesele de joc. Urmează să disputăm și cea de-a doua rundă de calificare cu alte două echipe de la tabăra de vară de jocuri intelectuale. Dar până atunci haideți să luăm o pauză muzicală cu Victor Dănuță care vine cu piesa Am venit să cânt să joc. La fel ca noi, să jucăm! Frunzuliță iarbă deasă, tararai, la, 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 la. Bun găsit gazdă aleasă, tararai, la, 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 la. Frunzuliță iarbă deasă, tararai, la, 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 la. Bun găsit gazdă aleasă, tararai, la, 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 la. Cam venit să cânt să joc, mă daram, tararadadada. Cu tot neamul la mult nor, mă daram, tararadadada. Am venit să cânt să joc, mă daram, tararadadada. Cu tot neamul la mult nor, mă daram, tararadadada. Hei, zi scripcare, zi pe strună, hai ca să faci în voie bună. De veselie, tararai, la, 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 la. Acolo ni-i drag și mie, tararai, la, 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 la. Un saut de veselie, tararai, la, 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 la. Acolo ni-i drag și mie, tararai, la, 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 la. Cu cântec și voie bună, taram, taradadadada. Pot petrece și o lună, taram, taradadadada. Cu cântec și voie bună, taram, taradadadada. Pot petrece și o lună, taram, taradadadada. Hei, frumos, muzica răsună! Hei, pe oamenii buni adună! Ia poftiți de mai jucați, tararai, la, 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 la. Și de răle să uitați, tararai, la, 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 la. Ia poftiți de mai jucați, tararai, la, 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 la. Și de răle să uitați, tararai, la, 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 la. Că atunci lumea mi-e mai dragă, taram, taradadadada. Când se prinde la oaltă, taram, taradadadada. Atunci lumea mi-e mai dragă, taram, taradadadada. Când se prinde la volat, taram, taradadadada. Hei, hai, da, hai, lumii la joc. Hai cu scripcariul la un loc, măi. Hai ușurel și legănat. Hai cum bătrânii ne-au lăsat. Uite, uite, ia ca așa. În acest sezon special de la tabăra de vară de jocuri intelectuale și chemăm la mesele de joc echipele C10 și echipa al doilea Imperiu. La Masa Portocaliei, echipa C10 în componența Mihai Eșanu, Constantin Babuc, Alexandru Andrei și capitanul echipei Patrick Căruntu. Iar la masa albă, echipa al doilea Imperiu în componența Nicoleta Lupanciuc, Arina Iovu, Felicia Șchiopu și capitana echipei Ina Pancenco. Haideți să facem același exercițiu pe care l-am făcut cu primele echipe. Spuneți-ne de unde sunteți, unde învățați și de ce ați venit la tabăra de vară de jocuri intelectuale. Patrick, începem cu tine. Sunt capitanul echipei C10. Am venit la tabăra de vară ca să învăț mai multe chestii și să petrec timpul cu distracție. Pe tine te știm. Ai mai fost la Erudit Cafe? Da. Da. Am fost anul acesta la Cupa Liceelor și la sezonul. Să mă lipsești și pe colegii tăi zile să vină și numai în sezoanele obișnuite din studioul Erudit Cafe. Mai departe. Mă numesc Alexandru, sunt elev la Liceul Teoretic Orizont și am venit la tabăra
de vară pentru jocuri intelectuale, deoarece sunt pasionat de ele și pentru că voi petrece mai mult timp cu prietenii. Mă numesc Babu Constantin, sunt elev la Liceul Teoretic Orizont din Durești și am venit la tabără de vară de jocuri intelectuale la recomandarea colegilor mei. Sunt Mihai, sunt elev la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău. Am venit la tabăra de jocuri intelectuale pentru a afla mai multe despre acestea. Ne numim Ce Zici din cauza preferatului nostru film de scurtmetraj numit Ce Zici. A, lasă! Haideți să vedem și ce se întâmplă la masa albă. Cu cine avem acolo onoarea? Ina. Sunt de la Liceul Teoretic Mircea Eliade din Chișinău și am venit la tabăra de vară de jocuri intelectuale pentru a petrece mai mult timp cu prietenii și, de asemenea, îmi plac foarte mult jocurile intelectuale. Ina, să știi că și tu ai fost o mare descoperire la Erudit Cafe, te cunoaștem, te știm, te-am primit cu brațele deschise în familia Erudit Cafe pentru că ne-a impresionat cum ai evoluat în studioul Erudit Cafe în sezoanele obișnuite. Sperăm să fie la fel și aici și în sezoanele viitoare. Eu mă numesc Felicia, învăț în Liceul Mircea Eliade din Chișinău, iar tabăra de vară de jocuri intelectuale mi se pare o experiență unică în viață și în același timp o provocare ce trebuie acceptată. Mă numesc Carina, sunt de la Liceul Gheorghe Asache și am venit la tabără pentru a mă distra și a învăța lucruri noi. Deja a doua oară, corect, Carina? Da, a doua oară. Salutare, eu mă numesc Nicoleta Lupanciuc și studiez în Centrul de Excelență în Economie și Finanțe și am venit la această tabără cu scopul de a mă cunoaște pe mine și de a cunoaște persoane noi. Și într-adevăr asta se întâmplă. Faci cunoștință cu foarte mulți oameni care au aceleași interese ca tine, construiești cumva o comunitate, vă conectați și după aia fii sigură că prieteniile o să dureze mult în timp. Haideți să începem. Runda numărul 2. Atenție, prima întrebare. În Italia, pe lângă frica obișnuită de numărul 13, există și frica față de acest număr, tot din două cifre. Această frică ar fi legată de inscripția de pe mormintele romane, Vixi, care înseamnă am trăit. Despre ce număr din două cifre este vorba? Așa, fără indicii, echipa de la Masa Portocalie, Patrick. Vă răspunde Constantin? Noi spunem că răspunsul este 15. 15. De ce 15? Pentru că V și X din numerele romane reprezintă 15. 15. Nu este răspunsul corect, din păcate. Timpul continuă doar pentru echipa de la Masa Albă. Deci inscripția este Vixi. Primul indiciu, tot doar pentru cei de la Masa Albă, în limba italiană este primul număr al cărui nume este compus. În italiană fiind numit Diciasette. Ce număr? Da, Ina, să vedem dacă ai intuiție bună. O să spun 11. 11. Diciasette. Nu, 11 nu este primul număr al cărui nume este compus. Deci timpul continuă doar pentru cei de la Masa Portocalie. Atunci când exprimă ani, această cifră indică vârsta minimă pentru a putea obține un permis de conducere în Chile sau vârsta minimă pentru exercitarea dreptului de vot în Grecia. Vixi. Patrick, încă o încercare. Am încercat data asta să răspund eu. Noi credem că este 17. 17. De ce 17? Că, da. 5, 10 și 2 de ei erau. Noi am pierdut asta. Ați pierdut 2 de ei. Da. Și dacă i-ați găsit, primiți punctul. Felicitări. Da. 17 este răspunsul corect. Vixi. Dacă ai aduna numerele romane, ai obține numărul 17 și 17 este primul număr al cărui nume este compus. Diciasette. Felicitări, un punct pentru echipa C10. Întrebarea numărul 2. Delfinii tineri au până la vârsta de 1-2 ani niște formațiuni speciale pe marginea limbii care împiedică amestecarea apei de mare cu el. Cu ce? Cu ce, ne va spune Ina? Sau altcineva din echipa ta? Presupun că este laptele. Cu laptele. Dar ce, delfinii sunt mamiferi? Nu știu. Da, sunt mamiferi și într-adevăr cu laptele. Ăsta este răspunsul corect. Delfinii sunt pești mamiferi sau sunt mamiferi și de astfel puii delfini sug lapte de la mamele lor și au niște formațiuni speciale pe marginea limbii ca să nu amestece, care împiedică amestecarea apei de mare cu laptele matern. Felicitări, Ina, o intuiție foarte bună. Scorul devine 1-1. Continuăm jocul. Întrebarea numărul 3. Criticul Ioan Rotaru descria astfel protagonistul acestei povești. Este omul care umple casa de copii.
muncește cât 17, dar întreprinde niște afaceri negustorești lamentabile. Numiți povestea, publicată pe 1 martie 1876, în Convorbiri literare. Primul indiciu pentru ambele echipe, cea de-a doua parte a poveștii, înfățișează istețimea desăvârșită a personajului. M-ai întrerupt, nu termin indiciul. Patrick? Vă răspunde Constantin. Răspunsul nostru este Tândală, din Tândală și Păcală. Tândală. Tândală nu este răspunsul corect. Așa că o să citesc indiciul până la capăt doar pentru echipa al doilea imperiu. Cea de-a doua parte a poveștii înfățișează istețimea desăvârșită a personajului în antiteză cu prostia absolută din prima parte. Deci sunt două părți ale acestei povești. Așa, și al doilea indiciu tot doar pentru echipa de la Masa Albă. Protagonistul îi spune Dracului la un moment dat că va arunca buzduganul pe lună, unde frații săi îl vor prinde, deoarece mare nevoie mai au de fier ca să-și potcovească caii. Poate ați citit povestea asta? Și țineți minte cine a spus asta? Ina, cine a spus asta? Vă răspunde Nicoleta. Daniela Prepeleac. Daniela Prepeleac. Nicoleta Lupanciuc aduce un punct pentru echipa al doilea imperiu. Felicitări, Daniela Prepeleac. Cine a scris această poveste? Ion Creangă. Ion Creangă, într-adevăr. Da. Ion Creangă este autorul și cel care a dat naștere personajului Daniela Prepeleac. 2-1 pentru echipa al doilea imperiu. Mai avem multe întrebări, 5 întrebări, așa că totul este posibil. Să vedem următoarea întrebare, întrebarea numărul 4. Într-o parabolă, trandafirul i-a cerut lui Dumnezeu să devină util. Și Dumnezeu l-a transformat într-o plantă legumicolă. În ce plantă l-a transformat pe trandafir? Lumea se gândește, e liniște, nu prea aud dezbateri la mese, așa că vă citesc primul indiciu. Denumirea general acceptată și înțeleasă în română a acestei plante vine de la latinescul virdia, care însemna verdețuri. O plantă în care ar fi vrut să fie transformat trandafirul. Deci are niște caracteristici similare cu trandafirul. Virdia, verdețuri. Patrick Căruntu, ai apăsat pe buton. Cine va răspunde? Va răspunde Sandu. Răspunsul este varza. Varza. Aveți un susținător înflăcărat acolo în public care începe să aplaude pentru că, într-adevăr, varza este răspunsul corect. Trandafirul voia să devină varză și varză vine de la cuvântul latinesc virdia, care înseamnă verdețuri. 2-2 pentru ambele echipe, așadar avem scor egal după 4 întrebări, suntem la mijloc de rundă. Întrebarea numărul 5. Atenție! Protagonistul unei povești chinezești a spart un ou al unui vultur gigantic. Și drept rezultat, au apărut lacul Qinghai și a mai apărut ceva. Ce a mai apărut? După ce protagonistul acestei povești a spart un ou de vultur gigantic. Să vedem, Ina Pancenco, cine va răspunde? Eu vă răspunde, o să presupun că este Huan He, care mai este denumit Râul Galben. Care mai este numit Fluviul Galben. Fluviul de ce Galben. Ar fi apărut el oare? Pentru că albușul este râul menționat și el este galbenușul. Extraordinar răspunsul, foarte frumoasă intuiția și cunoștințele tale în geografie. Felicitări, Ina, un punct foarte bine meritat. Într-adevăr, așa cum a zis și Ina, povestea, legenda spune că atunci când a spart oul, s-a format lacul din albuș și fluviul galben din galbenuș. De aia se numește galben. Felicitări, Ina, tare frumos. Meriți aplauzele publicului și iată le primești. Întrebarea numărul 6. Denumirea uneia dintre cele mai cunoscute reviste rusești de șah și dame era un număr din două cifre. Ce număr? Deci o revistă de șah se numea cumva un număr din două cifre. Eu cred că este 64. De ce 64? Că e tabla e 8 pe 8. 8 pe 8, 8 da. 8 face 64 da. Și un punct trece de parte echipei de la Masa Portocalie C10, care iată acumulează 3 puncte, iar echipa de la Masa Albă tot 3 puncte are. Foarte strâns duelul ăsta, foarte strâns, demn de o finală, dar e abia o rundă de calificare. Vă închipuiți ce participanți buni, deștepți sunt aici la tabăra de vară de jocuri intelectuale. Întrebarea numărul 7. Atenție! Numele cărui personaj, creat în secolul XIX, poate fi tradus așa. Ochiul pinului.
Pas. Apas, am auzit acolo. Patrick, cine răspunde? Va răspunde Constantin. Răspunsul nostru este Pinocchio. Pinocchio. Foarte bună reacția, foarte bună încrederea pe care a avut-o Patrick în tine. Pinocchio este răspunsul corect, ochiul pinului. Încă un punct pentru echipa de la Masa Portocalie. 4-3 este scorul înainte de ultima întrebare din setul de bază. Reamintesc, ca să rămână în joc, echipa de la Masa Albă trebuie să ofere un răspuns fără indicii. Dacă reușește să facă acest lucru, vom avea o întrebare decisivă. Așadar, să vedem ce întrebare aleg pentru voi. Ultima întrebare, sau nu ultima, vedem. În ianuarie 2003, portarul unei echipe de fotbal din a doua ligă engleză a stat în poartă încă 10 minute după ce terenul a fost părăsit. Așa, n-am întrebat nimic, nu știi ce se întreabă. O să presupun că este vorba de ce a stat 10 minute după ce terenul a fost părăsit, pentru că era ceață afară și el nu știa că s-a încheiat meciul de fotbal. Felicitări, Ina! Este un răspuns extraordinar! Extraordinar! Toate aplauzele din public pentru Ina Panceco, care a avut o intuiție extraordinară și care, iată, a reușit să mențină în joc echipa sa, al doilea Imperiu. Astfel, scorul devine 4-4 după cele 8 întrebări de bază și acum, dragilor. Ultima întrebare, întrebarea decisivă. Cine merge mai departe în runda semifinală, în emisiunea semifinală? Cine continuă parcursul la Erudit Cafe? Așadar, întrebarea decisivă. Mare atenție! Pentru scurt timp, în anii 1840, francezii voiau să numească noua descoperire Le Verrier, iar britanicii Oceanus. Ce descoperire? Francezii voiau să-i spună Le Verrier, britanicii Oceanus. Cum cunoaștem noi această descoperire astăzi? Primul indiciu pentru ambele echipe, mare atenție. Nereida și Naiada sunt doi sateliți ale acestei planete. La o fracțiune de secundă, da, o fracțiune de secundă. A fost echipa de la Masa Portocalie, Patrick, să vă vedem. Răspunde Mihai. Noi credem că răspunsul este Uranus. Uranus nu este răspunsul corect. Și fără să aștepte indiciul, chiar dacă era doar pentru echipa lor, Ina, cine va răspunde? O să răspund eu. O să încerc Neptun. De ce n-ai așteptat indiciul, Ina? Pentru că n-aveai nevoie de el, pentru că ăsta este răspunsul corect. Neptun este răspunsul corect, răspunsul care califică echipa al doilea Imperiu în emisiunea finală de la Erudit Cafe. Cea de-a doua semifinalistă, prima a fost Puerto Lulu și iată acum al doilea Imperiu. Cunoaștem deja două echipe semifinaliste din sezonul special de la Tabăra de Vară de Jocuri Intelectuale. A fost o rundă de calificare foarte, foarte tensionantă, foarte tensionată. Și vreau să-i mulțumesc din suflet echipei de la Masa Portocaliei pentru jocul pe care l-a demonstrat și pentru că a demonstrat cât de multe cunoaște și așteptăm cu mare drag și în sezoanele obișnuite. Felicitări, Patrick, și colegilor tăi! Dar pe voi vă cunoaștem, voi veniți și la sezoanele obișnuite, cariera voastră în lumea Erudit Cafe e în plină ascensiune. Dragi telespectatori, vă mulțumim foarte mult pentru atenție și vă dăm reîntâlnire și sâmbăta viitoare, tot aici la Tabăra de Vară de Jocuri Intelectuale, unde se va disputa cea de-a doua emisiune de calificare, unde vom cunoaște alte 16 persoane care s-au numărat printre norocoasele persoane ce au ajuns aici la Tabăra de Vară de Jocuri Intelectuale și vom afla alte două echipe semifinaliste. Eu vă zic să rămâneți cu bine, rămâneți cu Moldova 1 și vă las în compania lui Victor Dănuță. M-au făcut mama fecior să fiu dragul fetelor, mă. Să fiu dragul fetelor și fruntea flăcăielor, mă. M-au făcut mama fecior să fiu dragul fetelor, mă. Să fiu dragul fetelor și fruntea flăcăielor, mă. Hai flăcăi la joc, la joc, cu fetile la un loc. Istai neam din șel ales, cu pasul mărunt ce des. Hai flăcăi la
joc la joc cu fetile la un loc. Istai ne-am dișel ales cu pasul mărunt și des. Numai omul înțăpat nu s-a vântat la jucat, mă. La omul frumos și bun din călcâie iese fumă. Numai omul înțăpat nu s-a vântat la jucat, mă. La omul frumos și bun din călcâie iese fumă. Hai flăcăi la joc, la joc, cu fetile la un loc. Istai ne-am dinșel ales, cu pasul mărunt și des. Hai flăcăi la joc, la joc, cu fetile la un loc. Istai ne-am dinșel ales, cu pasul mărunt și des. Prieteni mii și mii, dați de treabă oamenii, mă. Îs puțin și-s numărați, dar sunt buni și adevărați, mă. Și cu ei când ne adunăm, ce frumoasă viață avem, mă. Ziua, noapte, noaptea-i zi, tinerei cât o mai fi, mă. Hai flăcăi la joc, la joc, cu fetile la un loc. Istai ne-am dinșel ales, cu pasul mărunt și des. Hai flăcăi la joc, la joc, cu fetile la un loc. Istai ne-am dinșel ales, cu pasul mărunt și des, mă-i-șa!